Foarte originală analiză pe marginea factorului islamic în Rusia. Mulți analiști din Rusia, inclusiv din Ucraina, ne mai vorbim de analiștii politici, cercetătorii din Occident, neglijează factorul islamic în Rusia, care poate să reprezinte o mare provocare a Rusiei, și nu numai a Rusiei, dar și a genere a securității globale peste ceva timp. În cel de-al doilea rând, aș dori să menționez și un aspect metodologic, poate nu pe placul publicului, dar să sper că o să mă înțeleagă. Dacă autorul ține cont de abordare geopolitică pură, și uneori este foarte rece, aș spune, după metodele geopolitice, în fine sunt reci, sunt recunoscute și o abordare științifică respectivă, această abordare se intersectează cu o viziune sociologică. Asta mi-a plăcut foarte mult. Deci, geopolitica nu este determinată doar de factori geografici, nu e geodeterminism pur, ci sunt analizate cum este văzută situația de către ruși, cum este văzută situația de cei din afară, care sunt reacțiile oamenilor, cum răsuflă și cum funcționează societatea în acest context. Și, dacă e cazul să fac o comparație cu cartea cercetătoarei Dan Koz din URSS Monitorească Rusia, o concluzie similară și aici și acolo este că Occidentul analizează Rusia și vede Rusia cu ajutorul noțiunilor occidentale. Și asta nu îi permite să o înțeleagă. Deci, pentru a depăși această mare prăpastie dintre o Rusie aflată la răspântie și un Occident care, la fel, se află într-o incertitudine de dezvoltare, ar trebui, în primul rând, Occidentul să facă un pas în întâmpinarea Rusiei, să analizeze Rusia cu ajutorul noțiunilor ruse, iar Rusia să facă un pas spre întâmpinarea Occidentului cu ajutorul unei posibile acceptări a europenității ei. Nici prima, nici a doua parte nu fac acest lucru deocamdată și sperăm că din această răspântie, din acest cerc vicios, se va ieși pe cât se poate de repede. Alte elemente importante, aș spune, mi-au plăcut foarte mult reflexiile referitoare la proiectul Euro-Siberian și unele amintiri despre proiectul a Europei de la Lisabona la Vladivostok. Cred și eu foarte mult în blocul continental, cred însă, vedem că realitățile politice demonstrează cam altceva și sperăm foarte mult că vom asista la o mare Europa, credem în asta. Și în cel de-al doilea rând, sunt impresionante pasajele și textele și textul din cartea respectivă, referitoare cu ce ușurință științifică au fost contrazise tezele lui Dugin, ideologul, de fapt, un ideolog formal și neformal al politicii expansioniste ruse, dacă o putem numi așa în momentul de față, cu ce ușurință au fost demonstrate incoincidențele dintre eurasianismul clasic, viziunile, de fapt, învechitele lui Dugin, care se bazează pe o situație și o conjunctură geopolitică din secolul al XIX-lea. Cu alte cuvinte, dacă Rusia și-ar dori să creeze un imperiu și se consideră un neo-imperiu, ar trebui să utilizeze și metode neo-imperiale, ceea ce nu face, ceea ce și demonstrează autorul în cartea respectivă. Felicitări autorului și recomand tuturor să citească cartea respectivă, fiindcă ne ajută foarte mult. Și, făcând o concluzie mai generală, cartea respectivă, sper eu, va ajuta foarte mult să contribuim mediul academic, jurnaliști și așa mai departe, la soluționarea problemelor existente, inclusiv și în Ucraina, și la apropierea, depășirea acestei distanțe, acestei prăpastii, vorba lui Fukuyama, dintre statele dezvoltate, mai puțin dezvoltate, occidentale și orientale. Mulțumesc pentru atenție!